Salut, prieteni! Bine v-am regăsit! Începem de astăzi reacție la rece. Vom reacționa la ceea ce s-a întâmplat în Liga 1 în ultima etapă. Aseară s-a încheiat etapa numărul 22 în Liga 1, iar Rapidul Nețul a debutat în noul an cu o înfrângere, din păcate, la Craiova. E bine, principala noastră problemă și principalul lucru pe care ne vom focusa va fi clar ceea ce s-a întâmplat cu Rapidul, cum a arătat Rapidul la Craiova, vom analiza momentele importante ale acestui meci și vom trage și ceva concluzii la finalul acestui video. E bine, clasamentul se prezintă astfel: după 22 de etape suntem pe locul 7, rămânem cu 32 de puncte, din păcate pierdem un pic contactul cu Constanța și Craiova, acestea având 3 puncte peste noi. Botoșaniu deja are 5 puncte peste noi, iar restul chiar nu mai contează. Cred eu că cu aceste 3 echipe ne putem poate pentru un loc de play-off și este foarte important să rămânem aici în coasta lor. Din păcate se apropie FC Argeș la numai un punct de noi. Am avut noroc că UTA și Sepsi au pierdut. Așadar, rămânem acolo pe locul 7, rămânem aproape de echipele din fața noastră, însă contează foarte, foarte mult ceea ce vom face următoarea etapă. Avem meci acasă cu UTA și, practic, dacă pierdem din nou acest meci cu UTA, cred că se vor termina calculele noastre pentru play-off, nu cred că vom mai avea 6. E bine, Mița Iosif încearcă și joacă cu același sistem la Craiova, nu cum arăta pe Flash Score 4-3-3, am jucat clar 4-2-3-1. Câteva modificări în lot, apare acolo Perez Acuña ca noutate pe postul de fundaș dreapta, Stahl a jucat în stânga. E bine, cred că s-a dorit a se juca cu Marzuc în atac, însă probabil acesta a anunțat ceva probleme la încălzire și s-a început meciul cu Bălan, nu cu Marzuc acolo în atac. E bine, hai să intrăm în pâine, hai să vedem ceea ce s-a întâmplat la meciul de la Craiova și să analizăm fazele cele mai importante. Mergem în minutul 5, acolo unde s-a întâmplat poate cel mai important moment al acestui meci. E bine, primim un gol destul de simplu. Vedem Sefer și Crepulia sunt aproape de Crețu aici la jumătatea terenului. Nu îl atacă pe acesta, pur și simplu sunt foarte moi cei doi la această fază. Însă ceea ce mă îngrijorează și ceea ce mă face să-mi pun semne de întrebare asupra acestui jucător, Acuña, m-am uitat la această fază de foarte multe ori și mi se pare o poziționare extrem de proastă a lui Acuña. Dau un pic înainte și mergem aici la această imagine, pentru că de aici se vede cel mai bine. E bine, vedem, mingea este undeva la 70-80 de metri de partea noastră, da? Nu înțeleg de unde atâta lejeritate la Acuña. Vezi că adversarul este cu fața spre tine, adversarul urmează să joace un pas în acea zona a terenului, iar pe tine nu te interesează practic cine e în spatele tău, nu te interesează adversarul, stai cu spatele la adversar, mi se pare o poziționare extrem de proastă. În loc să stai un pic mai aproape de Dandea, să stai cu fața la adversar, să-ți vezi adversarul, tu stai cu spatele la el, pe tine nu te interesează absolut ceea ce face, absolut deloc ceea ce face adversarul. Și de aici pleacă totul. Ivan imediat pleacă în sprint prin spatele lui, vine și pasa între culoarul dintre Acuña și Dandea. Nici Dandea nu-l ajută foarte mult aici, ce drept, pentru că mă gândesc că dacă Dandea strângea un pic mai mult aproape acolo, probabil nu s-ar fi ajuns la acest gol. Dar în principiu totul pleacă clar de la poziționarea greșită a lui Acuña. Mi se pare că nu a fost informat absolut deloc de ceea ce înseamnă Andrei Ivan.
Cu toții știm calitățile lui. Viteză foarte bună, tehnică foarte bună, dar nu trebuie să-i dai timp și spațiu. Nu trebuie să îl pierzi din ochi. Și tu abordezi această fază cu spatele la adversar. Mi se pare total greșit această decizie. E clar, nu vreau să trag concluzii, dar pare că are probleme mari din punct de vedere al poziționării acest jucător. Ceea ce nu surprinde de ce a rămas liber de contract la 28 de ani și nu surprinde de ce a jucat foarte, foarte puțin în întreaga lui carieră. Sincer, aceste lucruri ar trebui deja să le știe, are 28 de ani, ar trebui să știe că nu ai cum să te aperi așa în fața unui adversar. Ar fi trebuit să aibă temele făcute, să știe clar din start ceea ce prezintă Andrei Ivan, să știe clar calitățile lui și să se apere mult mai bine la această fază, nu? Cum spuneam, nici Dandea nu îl ajută, dar totul pleacă din poziționarea lui. Dacă el stă cu fața la jucător aici, dacă el este pregătit din timp de ceea ce urmează să facă adversarul, nu se mai ajunge în poziția asta. Vedem, are 2 metri în spatele lui Ivan. Mi se pare că a trecut practic ca trenul pe lângă el. Dandea, vedem, în loc să încerce să se ducă înspre Ivan și să încerce să îl închidă pe acesta, Dandea pur și simplu a alergat spre poarta noastră și problema este, nu asta e problema că alerga spre poarta noastră, problema este că el nu se duce în sprint, el alergă foarte, foarte lent și clar vine pasa spre Colici. Din păcate, Săpunarul vede foarte târziu acest lucru, faptul că Colici este demarcat acolo și simte foarte târziu pericolul, încearcă o alunecare acolo, însă Colici ajunge la această minge pre ea și finalizează destul de simplu. Alte două lucruri ciudate pe care le-am observat. E bine, Albu se află pe poziție de fundaș stânga în acest moment și Junior Moraes se află undeva aproape la jumătatea terenului, mergând agale spre poarta noastră, nu încearcă să sprinteze, pur și simplu nu îl interesează această fază. Mă gândesc aici, el ar fi trebuit să fie într-o poziție destul de bună de poziție, pe poziția de fundaș stânga și la acest contraatac putea chiar să strângă în centru și poate putea să blocheze acolo pe Colici. Însă organizare penibilă la această fază, poziționare foarte, foarte, foarte proastă și Craiova deschide scorul destul de simplu. Mergem minutul 10 și din nou o situație pe care pur și simplu nu o înțeleg. Primește Gustavo mingea în dreapta, Săpunarul iese aici în bandă pentru a strânge, vine Junior Moraes în zona primei bări, însă ceea ce am urmărit este clar duelul dintre Dandea și Colici. E bine, 1-1 aici, ai atacantul în fața ta, îl vezi că pleacă spre prima oară, iar reacția lui Dandea mi se pare absolut de începător. În loc să te duci în adversar, în loc să te duci să-i blochezi sprintul spre prima bară, ei bine, Dandea nu face absolut nimic, iar Colici reia din zona primei bări. Vedem aici, nu se vede foarte, foarte clar, pentru că așa am găsit și eu imagine și, din păcate, n-am reușit să aduc o calitate foarte bună. Însă aici, Dandea nici măcar nu sare la această centrare. Și avem noroc că Colici nu prinde poarta, finalizează cu capul pe lângă poarta lui Horațiu. Vedem, Horațiu era și el ieșit, a vrut să iasă pe centrare, însă își dă seama că este un pic cam târziu și are un noroc foarte mare la această lovitură de cap, faptul că mingea se duce pe lângă poartă. E bine, prima fază periculoasă a noastră vine în minutul 14. O pasă frumoasă a lui Sefer pentru Albu. Îl găsește în poziție foarte bună pe acesta, în surfață de pedeapsă adversă. Are spațiu și timp aici. Vedem Marius Constantineu la undeva 2 metri de el. Avea timp să facă preluare cu stângul, să dea cu dreptul la colțul lung. Avea timp să facă mult mai multe. Putea să-și așeze mai bine mingea, însă decide să joace foarte, foarte rapid în fața porții. Mă gândesc, aici se putea chiar ridica poziție de offside, pentru că nu ai VAR, nu știi cum vede asistentul această fază și probabil ridica steagul aici asistentul. Da, ciudată decizia lui Albu aici, în loc să așezi mingea,
Putea chiar să-și o facă un pic în lateral pe stângul și să încerce colțul lung, sau așa cum a spus și mai devreme, trei cu stângul și dai cu dreptul la colțul lung și finalizezi această fază. Decizia este una foarte, foarte proastă, pasa este foarte proastă și din păcate ratăm o ocazie foarte, foarte bună. Puteam să revenim aici în joc, puteam să egalăm. E bine, primul șut al Rapidului pe poarta lui Pediaceli vine tocmai în minutul 32. Sefer și inima în dinți și șutează de undeva de la 35 de metri. Îl surprinde cei drept pe Pediaceli, însă acesta a reușit să respingă și să prindă în doi timp. La primul șut de-abia în minutul 32. Mergem mai departe, minutul 66, o nouă fază de începători, o nouă fază tratată penibilă de Dambea. E bine, mingea cade undeva la 30 de metri de poarta noastră, Dambea se bagă sub minge și este depășit de această minge lungă, o minge aruncată lung de cei de la Craiova și, normal, adversarul rămâne singur cu Horatiu. Avem noroc aici că șutul lui Câmpanu nu este unul foarte, foarte bun și Horatiu reușește să salveze acest șut. Minutul 72, de mine, e una dintre cele mai mari ocazii pentru noi în acest meci. Din absolut nimic este această fază. O minge lungă aruncată spre Voituș și pierde acolo de la cap, este depășit de această minge, mai bine zis. Greșește însă Marius Constantin, incredibil. Voituș se lasă cu șut din prima, însă Craiova are norul în această fază. Șutul lui Voituș se duce pe lângă și Pediaceli scapă cu fața curată. Da, cam astea au fost fazele cele mai importante. Cam astea au fost cele mai importante lucruri de scos în evidență de la acest meci. Un meci slăbuț, ce drept ne așteptam ca Craiova să sufere, însă ceea ce nu ne așteptam este ca noi să suferim atât de mult și să arătăm atât de slab, fără vlagă, fără un pic de agresivitate, deși știi că adversarul nu s-a antrenat foarte, foarte mult, deși știi că adversarul suferă, nu încerci să te duci peste el, practic, să încerci să forțezi, da, pur și simplu, de neînțeles tactica noastră pentru acest meci, de neînțeles de ce am fost atât de slabi și nu am reușit mai nimic pe faza ofensivă. Vedem, posesia a fost undeva echilibrată, 51% pentru noi, 49% pentru Craiova. Șuturi spre poartă, 12 Craiova, 8 noi, pe poartă 3-3, șuturi pe lângă poartă 9-5, lovituri libere 14 Craiova, 16 noi, cornere 5-4 pentru Craiova, offside-ul 3-2 pentru Craiova, aruncări de la margine 18-29, goalkeeper saves 3 Pediaceli, 2 Horatiu, faulturi 13-12, cartonașe galbene 2-2. Atacuri, 112 noi, 112 ei, 70 de atacuri periculoase pentru Craiova, 71 pentru noi. Din păcate, așa cum spuneam și la început, începem anul cu o înfrângere, începem anul cu un meci în care n-am arătat absolut nimic și ne așteaptă acum un meci foarte important cu UTA. Practic, dacă nu reușim să ne impunem la acest meci, putem spune adio play-off-ul noi pentru acest sezon și trebuie să ne gândim deja la ceea ce ne așteaptă în play-out. Ce drept, nu cred că vom avea noi probleme cu retrogradarea, însă înjumătățirea punctelor poate să ne afecteze foarte tare. Vor fi meciuri foarte puține, dacă nu știu, vor fi 9 etape în play-out. Practic, nu ai timp să îți revii dacă începi foarte, foarte prost. Foarte important să începi foarte bine de la început și să te salvezi. E bine, sperăm să ne revenim la meciul cu UTA și să revenim cu speranțe foarte, foarte mari la locul de play. Da, cam atât pentru astăzi. Asta am fost eu. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare. V-am pupat!